După 2 ani de restricții și o amânare de o zi, publicul s-a bucurat de un adevărat spectacol la cel mai mare miting aviatic organizat în capitală. Am venit să vedem avioanele, să vedem și pe cele civile și pe cele militare. Ce ți-a plăcut cel mai mult până acum? Ruperea. Mi-a plăcut că se duce așa ca un copac. Și pentru că viața de aviator pentru cei mai mulți dintre piloții care au zburat astăzi începe la Boboc, elicopterele Alouette și Iacurile 52 au fost printre cele care au deschis spectacolul. Valsul continuă. Acest tip de aeronavă se formează toți piloții forțelor aeriene. Evoluția iacurilor mă emoționează pentru că este avionul pe care îl zbor de atâta ani și care mi-a oferit atât de multe satisfacții. Un spectacol de forță au oferit și avioanele F-16. De la sol le-au urmărit piloții canadieni, cei care acum asigură misiunile de poliție aeriană alături de piloții români. Our air policing under op reassurance for NATO. I like the fighter jets and it's good to see all the different types fly. You get to see a little bit of their performance when they're flying in the air show. So was it surprising maybe for you seeing the Boeing with the F-16s? Yeah, I wasn't expecting that. No, yeah, but it was awesome. La 70 de ani, campionul lituanian Jurgis Kairis încă are putere să uimească publicul cu acrobațiile sale. Flying, you go to the air, you go to the skies, you go to the clouds, you know, I'm doing crazy things. Yes, that is flying. What is the best moment up there? Best moment up there is, you know, to be free. Îi calcă pe urme și o nouă generație de acrobați români. Andreea Bănesaru are 22 de ani și e singura fată din lotul de acrobație al Aeroclubului României. Aviație pentru că este cea mai frumoasă carieră pentru mine. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Sunt instructor deja de 2 ani de zile. M-am apucat foarte tânără, de la 16 ani, și am evoluat super repede. Sunt senzații foarte tari și îmi place adrenalina. Un IAR 823, singurul existent acum în România, proiectat și construit la Brașov în 1974, a fost surpriza expoziției Aeroclubului României. Face parte din istoria industriei noastre aeronautice. Este un avion foarte apreciat. În Statele Unite sunt peste 15 aparate care zboară. Și am zis că și noi în România trebuie să facem asta, să readucem la zbor. Emoționant și spectaculos a fost și zborul iacărilor acrobați, aflați la prima ieșire pe cer, după ce și-au pierdut unul dintre membrii fondatori, pe Dan Ștefănescu. Fiul său i-a luat locul în formație. Ediția din acest an, Abias, a fost dedicată primei femei parașutiste a României, Smaranda Brescu. Bravo, aplauze! Încă unul!